Breaking news, doamnelor și domnilor, în Alta Curte de Casație și Justiție a decis să elimine 10 de interceptări și filaje dintr-un dosar penal, un dosar de amploare. Despre ce este vorba, ne explică acum colega mea, Roxana Ciucă. Roxana, bună dimineața! Bună dimineața din Onadina, bun găsit doamnelor și domnilor. O decizie pe care au luat-o zilele trecute magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar de evaziune fiscală în care sunt vizați doi oameni despre care presa a scris că ar fi apropiați de liderul PSD Liviu Dragnea. Vorbim aici de Adrian Simionescu și de Marian Fișcuci, cei care au avut de-a lungul timpului legături cu dosarul Teldrum. Bun. Situația este cât se poate de simplă. Acești doi domni au și ei au avut un dosar la Înalta Curte și au în continuare un dosar la Înalta Curte de Casație și Justiție pe evaziune fiscală. Înainte de începerea procesului, de pe data de 27 septembrie, apărătorul lui Adrian Simionescu, avocatul lui Adrian Simionescu, a ridicat mai multe excepții și l-a spus judecătorilor că sunt interceptări făcute în mod nelegal în respectivele dosare și că acest dosar trimis, iată, la Înalta Curte de către cei de la Direcția Națională Anticorupție este practic făcut pe genunchi, ca să spunem așa. Înalta Curte de Casație și Justiție rămâne în deliberare și mai apoi decide. O decizie definitivă de excludere din respectivul dosar a unui număr de 10 CD-uri. 10 CD-uri care conțin interceptări, filaje și așa mai departe. E, acum vine următoarea problemă. Pe data de 9 noiembrie s-a stabilit un nou termen în acest dosar. Până atunci însă, cei de la Direcția Națională Anticorupție trebuie să scoată din acest dosar de evaziune fiscală, trebuie să scoată aceste interceptări pe care le-a decis în Alta Curte de Casație și Justiție. Dar e un aspect extrem de important aici. Aceste interceptări se pare că ar fi fost avizate chiar de către judecătorii instanței supreme în urmă cu câțiva ani de zile, în urmă undeva în anul 2013, undeva în anul 2014. Vedem cum vor decurge lucrurile și spuneam că cei de la instanța supremă, cei de la Direcția Națională Anticorupție trebuie să se conformeze până pe data de 9 noiembrie, atunci când are loc un nou termen în această speță. Mulțumesc!